Trecerea anilor se pare că vine la pachet și cu unele avantaje. Întrebat dacă se mai regăsește în doctrina PSD Buzău și dacă va părăsi partidul, președintele Consiliului Județean Buzău, Petre Emanuel Neagu, consideră că este prea bătrân ca să mai plece. El spune că va rămâne în PSD și pentru că foarte multă lume moare de grija sa. Mă surprinde că foarte multă lume era, să zic, moare de grija mea. Stați liniștiți că eu sunt sănătos, n-am niciun fel de problemă, n-am de gând încă o dată, că tot au ieșit, m-au sunat, că sunt serios. Ba, dintr-o parte, n-am de gând să plec de la Partidul Social Democrat. Este prea târziu pentru mine, totuși am o vârstă. Dacă înaintea alegerilor locale, când a anunțat că nu va mai candida pentru un nou mandat la șefia Consiliului Județean Buzău, Neagu declara că va ocupa un loc eligibil pentru Camera Deputaților, acum el lansează o nouă ipoteză. Activitatea mea va continua într-un domeniu la care cât de cât am învățat câte ceva în ăștia 20 de ani de experiență în administrația publică. Cu siguranță voi candida la Parlamentul României, să fie foarte, foarte, foarte clar, la o funcție, probabil la Senat. Neagu precizează că are relație profesională și colegială foarte bună cu viitorul președinte al Consiliului Județean Buzău, Lucian Romașcanu, și că predarea mandatului se va face lin, nu ca în alte județe. La noi predarea, primirea se va face, dacă observ, foarte, foarte lin. Ați văzut în anumite județe, sunt probleme, vine nu știu cine, ai făcut, n-ai. Deci eu chiar împreună cu echipa care va veni, am și vorbim în continuare de proiectele care le avem în derulare, de proiectele care trebuie să fie făcută în următoarea perioadă. Ultimele ședințe ale Consiliului Județean Buzău vor mai avea loc în actuala formulă doar în lunile septembrie și octombrie.